Au început controlele în abatoare, supermarketuri, restaurante și piețe. Astfel, inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța animalelor vor lua peste 1000 de probe pentru a verifica dacă alimentele sunt contaminate cu E. coli. La începutul anului au fost găsite tulpini de E. coli în brânza produsă de Lactate Bredet, dar și la o parte din angajații fabricii. Produsele fabricii au dus la îmbolnăvirea unora dintre copiii diagnosticați cu sindrom hemolitic în luna februarie. Sunt unități de categorii, de exemplu, de pe suprafața carcaselor de bovine și ovine, din carne proaspătă, carne tocată, carne preparată, alte județe. Unele județe care vor recolta probe din lapte crud și produse din lapte. Deci unități de abatorizare autorizate sanitar-veterinar, de unde se vor recolta probe pentru determinarea prevalenței E. coli verotoxigene, și o altă categorie, unități de vânzare cu amănuntru pentru determinarea prevalenței E. coli, din lapte crud și din produse din lapte. Autoritățile și medicii fac apel la respectarea regulilor de igienă și de preparare a hranei. Alimentele trebuie cumpărate din surse autorizate, fructele și legumele trebuie spălate, iar laptele și carnea fierte bine.